Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Reamintim în studioul Campus TV, invitat în această emisiune Cocktail, îl avem pe Cătălin Avramescu, președinte PNCC de Buzău. Bun, domnul Avramescu, spunem că o să continuăm tot cu subiecte legate de agricultură. Mâine și poimâine, în acest weekend, așadar, Buzăul va fi gazda, să zicem, caravanei cu oaia. Daia vine cu oaia. Adică Daia fiind ministrul agriculturii, a avut noroc, a rămas în executiv după remanierea care a avut loc și vine mâine la Buzău cu această caravană. Va fi un eveniment găzduit în parcarea noului supermarket deschis în municipiul nostru, la ieșire spre Ploiești. Haideți să urmărim un material cu câteva informații. Scopul și durata vizitei, cum s-ar zice, după care revenim și comentăm. În perioada 3-4 februarie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Consiliul Județean, Primăria Buzău și cu asociațiile de crescători de ovine, va aduce la Buzău caravana Alege Oaia. În parcarea noului supermarket din bariera Ploiești va fi amenajat un spațiu expozițional unde producătorii și comercianții vor expune produse tradiționale preparate din carne și din lapte de oaie. Într-un spațiu, spuneam noi, frumos și generos și destul de vizibil, vom expune produse specifice, gen brânză, pastramă, cărnați, deci produse care să încurajeze consumul cât mai mare al cărnii de oaie. Desigur, în acel spațiu vom avea și alt gen de produse, ca de altfel dulcețuri, conserve, deci vorbim tot de produse locale, produse tradiționale, care să încurajeze cetățeanul buzoian și, de ce nu, și pe cei mai mici buzoieni care încă n-au apucat să deguste aceste produse sănătoase și, spunem noi, crescute într-un sistem bio. Desigur că vizitatorii vor putea vedea și mai multe rase de oi, dar și produse obținute din prelucrarea lânii. Gurmanzii vor putea degusta gratuit mâncăruri mai puțin întâlnite pe meleagurile noastre și vor avea astfel posibilitatea de a opta pentru oaie, care era cât pe ce să devină simbol național. Avem produse și alt gen de produse decât cele cunoscute în mod tradițional, gen balmoș, gen tochitură preparată după alte rețete decât cele clasice cunoscute. Și de asemenea, spectacol, muzică și antren. Cred că toate aceste lucruri îmbinate, sperăm să vă convingem ca cât mai mulți buzoieni să vină să viziteze și să deguste, practic, aceste produse tradiționale. Odată cu caravana Alege Oaia, va reveni la Buzău și ministrul Daia, inițiatorul acestei campanii menite să mediatizeze tradițiile locale, gastronomia și toate obiceiurile legate de creșterea oilor. Artiștii de la Centrul Județean pentru Cultură și Artă vor întreține buna dispoziție a vizitatorilor cu dansuri și cântece populare românești. Așadar, sâmbătă și duminica viitoare, toți buzoienii sunt invitați să aleagă Oaia. Evenimentul va fi deschis oficial sâmbătă la ora 10, în parcarea supermarketului inaugurat de curând în bariera Ploiești. Da, eu oricum, înainte de campania asta, am ales oaia, că oricum, chiar mă interesează să spunem că mie îmi place oaia, carnea de oaie, evident, sau orice alt preparat conex din oaie. Da, Consumați produse din carne sau de asta, de evident, lactate? lactate în mod frecvent, iar carne e probabil cel mai des prin intermediul cărnăților de plășcăi. Da. Da, este absolut firesc. Suntem un popor care are o tradiție deosebită pe creșterea oilor și eu consider că trebuie să ținem cont, dacă ținem cont și de partea de sănătate, carnea de oaie prezintă unele avantaje. Este mult mai sănătoasă decât carnea de porc, spre exemplu. Da. Poate o să aleagă tot mai mulți buzeni oaia acolo în weekendul ăsta. Înțeleg că dacă vine și ministru, poate, cine știe, mai cel puțin din partea colegilor noștri din presă, mă aștept să fie puse niște chestiuni repuse pe tapet legate de Buzău, de problemele de la Buzău, care pot fi rezolvate de Ministerul Agriculturii. Și de acum nu mai avem vicepremier la nivel de guvern, dar am înțeles că e așa apropiat de Buzău, printre altele.
I-a plăcut aici la toamna buzeană sau nu știu la ce târg a fost în Drăgaică. Da, a fost un târg bine organizat și astfel de manifestări prin care practic se încurajează producătorii români sau, și sau buzoieni este, sunt foarte, foarte utile. Dar mai, aș vrea să mai fac un comentariu în plus legat de carne de oaie. Nu știu cât de departe va ajunge acest program, dar eu cred că ar fi bine să țin timp cât mai sus. Adică, da, primul pas ar fi să popularizăm consumul cărnii de oaie aici în România. După care, în momentul în care vom avea o producție suficient de mare, carne de oaie ar putea să devină un produs de export. Și în felul acesta, de ce nu să aducem venituri substanțiale în țară? Avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Domnul, bună ziua! Vă rog! Sunt un locuitor după strada Horticolei. Da. Și cu data de 29 ianuarie a scos jumătate din traseul 1. Ne obligă, deci pe noi acum, să mergem înspre Vadopaș, să ocolim cartierul Dorobanți, ca să ajungem iar înapoi la pod. Nu știu ce anomalie poate să fie asta. Avem copii de dus la școală. Acum trebuie să-i sculăm mai de dimineață, cu o jumătate de oră sau, eu știu, 40 de minute, ca să ocolim până Dorobanți și să venim iar înapoi în traseu la pod ca să mergem către centru. Nu mai trece unul pe acolo? Sau? Unul vine numai de la Crâng, da, până în capul la Dorobanți. Am înțeles. În capătul Horticolei. Și intră pe Dorobanți, ajunge la intersecție cu sala sporturilor, intră în Marghiloman, vine până la poșta 5, la micro 5, vine și urcă iar pe pod în strada Marghiloman și urcă pe pod și își continuă drumul spre centru. O anomalie. Dar de ce face lucrul ăsta? Că nu știu. Mi-a scăpat informația asta. Și domnul primar. Și altă chestie. Vă rog. Strada Dorobanți din capătul Horticolului până la piață e foarte îngustă și mai sunt două trasee de autobuze. E și 10 și 5. 10-le și 5, da. Da. Iar de la piață se lărgește un pic strada până la intersecție cu sala sporturilor. Da. Și acum pe Marghiloman și Marghilomanul, vai de capul lui ce trafic este, a mai apărut un autobuz în plus acum. Nu era suficient 2, 6, 8 care circula. Acum l-am mai băgat și pe unul, dar chestia că ne creează nouă probleme la locuitori, în special cu copiii, domnule. Da. Sunt copii de la liceul CFR care sunt navetiști. Sunt atâtea școli în zona asta aici, care sunt copiii navetiști. Unii merg cu autobuzul de la Piața Săracă, alții cu CFR-ul. Trebuie să se urce, să bocolească prin Dorobanți, să vină iar, dacă pot, în strada Horticului și să-și continuă drumul. Cred că are legătură, dacă nu mă înșel și colegii mei din regia de emisie mă pot contrazice sau completa. Cred că are legătură cu deschiderea supermarketului, că unul, dacă nu mă înșel, ajunge în zona acolo. Și traseul ăsta vrea să adune, chestia, să adune tot mai mulți buzoieni din zona aia. Da, nu e adevărat, domnule. Eu așa cred. Putea să bagi unul barat, să bagi un cip. Traseul ăsta a fost primul traseu de 60 de ani și a păstrat traseul ăsta. Păi și ăsta, asta e gogomanie, adică forțiți cadrele didactice, copiii care vin la CFR și pleacă acasă, în loc să duce până tot Dorobanțiu, mai încă o jumătate de oră în plus. Și altă problemă, eu știu când îl mai prindeți pe domnul primar Constantin Toma, cum îl cheamă, când a avut campanie electorală, a promis că buzoienii ne lasă să circulăm și noi cu talonul de pensie, domnul. Acum ne promet, zice, vă creăm facilitate, vă dăm abonament pe toate liniile cu 30 de lei. Eu cu 30 de lei mi-au pâine o lună de zile, domnule. Da, deocamdată nu s-a stabilit, stați numai un pic, că de la 1 martie se vor schimba niște tarife acolo și niște condiții. Adică vor fi limitate călătoriile. Să ne lase cu talon, cât se îmbogățește după urma pensionarului, domnule. Dacă am 700 de lei pensie și mai dau 30 de lei pe abonă, că avem nepoți, avem copii de dus la școală, că părinții lor sunt vai de mamă lor și
trebuie să mă duc și cu 7, trebuie să mă duc și cu 8 sau eu știu cu ce mai unde avem copiii la școală. Bun, ne-am notat toate problemele, vom discuta și cu cei de la Transbus, dar și cu cei din Palatul Comunal lucrurile astea legate de, și de traseu 1 și de problematica cu biletele. Știm că există această strategie, Ion Avramescu, de a nu mai permite să fie pensionari să circule gratuit tot timpul, ci să limiteze numărul călătoriilor. Se vorbește de cifra de 10 bilete duși și întors. Adică da, probabil că și presiunea se află, și primăria se află sub presiunea realizării de profit pe această regie de transport. Păi e declarată ținta asta de a dezvolta Transbusul în așa fel încât să devină un operator regional, ceea ce are toate șansele, pentru că, iată, Mărăcinenie de mult, va merge și spre Vadul Pașii. Din câte știu eu, dacă nu se ajunge la profit, atunci nu se pot obține niște fonduri europene destul de importante. Din păcate, aici nu avem ce să zicem altceva decât că pensionarii vor fi singura țintă viabilă, pentru că, oricum, ceilalți își plătesc călătoria. Și probabil că se va ajunge la o limitare a numărului de călătorii gratuite oferite pensionarilor. Nu este neapărat o veste plăcută, dar în spatele ei stau niște rațiuni economice pe care eu personal le înțeleg. Da. Legat de ce am mai spus... Stimatul telespectator, da, cred că mai este de lucrat la optimizarea traseelor de autobuz, la fel cum e de lucrat și la optimizarea circulației pe străzi, ca să nu se mai producă ambuteiaje. Astfel de sugestii sunt binevenite și sper ca primăria, ca și până acum, să țină cont de ele. S-a schimbat sau s-a produs o schimbare, nu neapărat radicală, dar una care se simte în trafic. Da, și eu mă gândesc că fiind o zonă în care sunt niște școli acolo... Nu, eu mă refer acum la noul supermarket, nu la el, că nu mă interesează ca așa, ci mă interesează efectul. Efectul în trafic se vede. Astăzi am fost prin zonă și spre ieșirea către Ploiești s-a cam mutat... din zona supermarketurilor, traficul aglomerat în zona cealaltă. Este și la început, până la urmă, acest supermarket și toată lumea este curioasă să vadă una alta, dar se vede schimbarea, se vede. Mulți care erau în zona, care sunt în zona Unirii Sud, nu mai merg să traverseze tot Unirii pentru a ajunge în zona supermarketurilor și se duc foarte aproape. Da, vă gândiți probabil că în felul ăsta se mai descongestionează traficul din și, zona Unirii Nord. Da. Poate, nu știu. Cu siguranță, dar, mulți... Era parcarea plină astăzi acolo. Dar n-aveai loc de parcare. O ultimă intervenție telefonică. Bună seara. Foarte pe scurt, vă rog că încheiem emisiunea. Da, bună seara. Aș vrea să comentez puțin despre ce a spus antevorbitorul. Deci, cele 20 de călătorii pentru pensionari sunt absolut suficiente, iar cei care duc copiii la școli, cu acei copii au părinți și nu sunt duși din banii pensionarilor. Asta este una. În al doilea rând, propun ca lângă PNI, unde a fost un accident aseară... Și nu numai aseară. Și mai de multe ori, să se mute acea trecere de pietron sau stația de autobuz, pentru că întotdeauna se obturează vizibilitatea din cauza la autobuze la trecerea de pietoni. Atât. Mulțumim mult pentru intervenție. Încep cu ultima chestiune ca precizare. Chiar ieri s-a mai reluat acest subiect cu ocazia faptului că a mai avut loc un accident acolo pe trecerea de pietoni. La nivelul Comisiei Rutiere, poliția din cadrul Palatului Comunal de la primărie, poliția rutieră a propus de foarte multe ori acolo o regândire a zonei cu trecerea de pietoni din zona aceea Broșteni, Alea Sporturilor, iar legat de călătorii, discuțiile sunt în continuare pro și contra, fiecare opinie
trebuie respectată. Uite, cineva zice așa, ar trebui să se țină cont de pensii, că noi cu 800 de lei, având vechime de 40 de ani, nu ne comparăm cu pensionarii cu peste 2000 de lei. Oricum, pensionarii cu peste 2000 de lei nu beneficiază de gratuitate. Domnul Toma a promis în campanie electorală gratuitate pe autobuz pensionarilor și acum ce face? Iată, vin oamenii care îi reamintesc edilului șef ceea ce a trecut pe programul de neapărat de guvernare, da, de guvernare locală, cum s-ar zice, în acele pliante, gratuitate pentru pensionari pe călătorii. Boom-ul și, de fapt, ce se va resimți, se va resimți așadar de la 1 martie acest lucru, pentru că atunci vor fi tarife mai mari, dar o decizie oficială va fi anunțată în această lună sau, mai bine zis, chiar foarte curând. Prețul unei călătorii va fi 2 lei, iar călătoriile pentru pensionari limitate. Domnul Avramescu, un loc de concluzii, vă rog. Da, cred că, ca să nu mă depărtez prea mult de acest subiect, cred că este o decizie corectă, deși chiar dacă pentru anumite persoane este dureroasă, aceea de a limita numărul de călătorii. Sigur că trebuie să ținem cont să existe, pentru că a existat atâta timp călătorii gratuite, să existe și de acum încolo un număr suficient de mare de călătorii gratuite pentru pensionari, dar este foarte important să obținem aceste fonduri europene. Știe Toma de câte călătorii are nevoie un pensionar singur și bolnav? Minim 22 dus și 22 întors, zice cineva. Altcineva zice semafoare cu buton în zona Carrefour, singura soluție. Le mulțumim celor care au interacționat cu noi și care au intervenit în direct prin intervenție. Vă mulțumesc și noastră, domnul Avramescu, pentru analiza făcută pe marginea tuturor subiectelor. Ne vom revedea și cu alte ocazii. Bună seara dumneavoastră și estimaților telespectatori. Le mulțumim celor care ne-au urmărit în această seară. Rămâneți pe Campus TV, urmează o nouă ediție a emisiunii de ale Buzianului. Magda Anescu vă așteaptă în câteva minute. Numai bine, la revedere, un weekend excelent!